Bună ziua, dragii mei, și bun găsit pe canalul meu de YouTube, Oracle Scoba Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Astăzi efectuăm citirea noastră zilnică, valabilă pentru ziua de luni, 9 noiembrie 2020, și vom extrage și astăzi trei cărți din setul Ce știi de ceai. Veți vedea cu care din aceste mesaje rezonați și cum veți putea... au ieșit două din pachet, le vom... citi pe acestea, desigur, cum vă veți putea aranja anumite situații prin care treceți cu ajutorul acestor recomandări sau mesaje. Și firește, dacă simțiți că nu rezonați cu niciunul din ele, această citire nu este pentru voi. Haideți să vedem și piatra pentru ziua de luni. Asta este bucurie. Veți vedea cum se aplică bucurie în cazul vostru. Poate veți avea un motiv în plus de bucurie și să fiți întotdeauna recunoscători pentru toate bucuriile, toate binecuvântările pe care le aveți în viața voastră. Ok, și prima carte care este pe poziția trecutului și ați văzut a sării din pachet este o doamnă sofisticată, elegantă. Cea de-a doua și prezentul vine cu momente tandre. Această carte a ieșit și ieri și foarte des în ultimul timp. Iar viitorul ne aduce o fată singură, foarte tânără, un membru al familiei sau un copil, poate chiar, pentru că această carte reprezintă o energie foarte tânără, dar și o relație foarte la început. Dar vom reveni la această carte. Haideți să le luăm pe rând, da? Deci această doamnă plină de rafinament, foarte sofisticată, vedeți câtă eleganță și delicatețe în jurul ei și cum prestanța pe care ne-o prezintă și aceste toate flori și acest lux care ne este prezentat în această carte vine cu indiciile să-ți ridici standardele, tot ceea ce este mai bun, tot ceea ce este mai de calitate, valori ridicate, cu acest aer în prestanța ei și în prezența ei, ea își știe valoarea proprie a prezenței ei și a caracterului ei, a persoanei, este confidentă, deci foarte încrezătoare. Deci toate aceste calități îți va aduce bărbatul potrivit pentru tine, care te va trata cum nu se poate mai bine. Deci cartea îți recomandă să te respecti și tu, cum se respectă această doamnă din cartea noastră și totodată fiind conștientă de valoarea ta și de valoarea de sine, crezând, conștientizând și știindu-ți valoarea, îți va ridica energia și vei atrage acel tip de bărbat în viața ta care știe să te prețuiască, să te respecte și să-ți ofere tot ceea ce-ți dorești și tot ceea ce este mai bun. O femeie cu valori ridicate își știe valoarea și nu permite niciodată să fie pe locul 2 sau orice altceva de pe locul 2. Deci, ce înțelegem prin aceste lucruri este faptul că dacă ești într-o relație unde nu te simți prețuită 100%, unde nu te simți respectată 100%, unde câteodată simți că există motive de interpretare în relația ta, nu permite acest lucru,
Bineînțeles, dacă așa simți, nu pentru că așa îți spune cartea, dacă așa simți că este și în sufletul tău și în relația ta, nu permite acest lucru, pur și simplu încheie orice ai de încheiat cu acel bărbat sau acea femeie și caută-ți ceea ce inima ta își dorește și să trăiești după principiile acestea frumoase ale adevărului și ale iubirii, pentru că tu ești o persoană care într-adevăr crezi în dragoste și în iubire. Și atunci niciodată nu vei accepta să fii pe locul 2 sau să fii tratată necorespunzător, firește. Și nici nu ar trebui să permitem să fim tratați necorespunzător. Toți trebuie să avem respect față de cei din jurul nostru, și, dar și față de noi înșine. Dacă permitem altora să și tolerăm un comportament abuziv sau un comportament nepotrivit, la noi stă puterea, în mâinile noastre stă puterea de a decide, de a lua o hotărâre. Încheiem tot ce avem de încheiat și am zburat din locul respectiv. Țineți capul ridicat ca această doamnă din imagine. Fii confidentă, cu stil și cu prestanță și vei atrage sau vei deschide ușa bucuriei în viața ta. Vedeți, și piatra noastră este bucurie, deci nu întâmplător aceste energii se amestecă și vin împreună ca să-ți transmită același mesaj. Deci să nu uitați că aceste două cărți au sărit din pachet, da? În timp ce eu le amestecam, și piatra pe care am extras-o este tot bucurie. Vei atrage tot ce este mai bun și iubirea pe care ți-o dorești și pe care o cauți și o ai în suflet, să o dăruiești și tu mai departe la rândul tău. Bărbatul care te tratează așa cum și tu tratezi și respecti pe cei de lângă tine, va apărea. Deci nu trebuie să-ți faci griji, pentru că de multe ori iese cartea karma în etalările noastre și de multe ori vă și reamintesc ceea ce oferiți, la un moment dat se întoarce la voi. Și mai ales dacă oferiți nu tocmai sau dacă doriți să faceți ceva intenționat greșit față de o altă persoană, cu siguranță într-o zi vi se va întoarce înapoi, de aceea trebuie să fiți conștienți de ceea ce sau de felul cum acționați, pentru că la un moment dat s-ar putea să vi se plătească cu aceeași monedă. Asta este karma. Și, sau cum spunem noi românește, roata se întoarce. Apoi avem cea de-a doua carte, care, după cum v-am spus și ieri, a ieșit în etalarea noastră. Momente tandre și momente sensibile, sensitive, gentile. Vedeți cum acest bărbat îi sărută mâna gentil fetei. Aceste gesturi creează o conexie mai adâncă între voi și se formează această energie intimă între voi. Puteți să vă lăsați emoțional intimi față de unul față de celălalt, spune cartea, dezvăluind partenerului sau partenerei, mă scuzați, mici griji pe care le aveți sau planuri pe care doriți să vi le faceți împreună, planuri de viitor. Iubirea este o legătură de energie care are nevoie de spațiu pentru a înflori, deci oferă-i iubirii acest spațiu pentru ca să înflorească. Iar conexia se adâncește în momentul în care îți vei împărtăși sau vei spune ceea ce încă nu a fost spus, ceea ce va crea această energie mai adâncă între voi. Deci este iarăși o carte foarte pozitivă, cu un mesaj foarte puternic.
Iar cea de-a treia carte este o fată inocentă, pură, dragă, care vine cu indiciile dulce, o energie de iubire foarte tânără, această prezență foarte tânără în etalarea noastră sau odată cu venirea acestei cărți, este simbolul unei noi energii. Și cum vă spuneam la început, fie este o persoană foarte tânără din familie, fie reprezintă o nouă relație la început, foarte, foarte la început. Fluturașul de pe fața tinerei reprezintă ceva care se va schimba, ceva în devenire, transformare și schimbare. Deci, fie urmează să vină un bebeluș în familia voastră, fie urmează, cum am spus, sau este o relație la început de drum și se transformă, această relație urmează să se transforme în sensul bun și pozitiv al cuvântului. Această energie aduce optimism și în jurul a unei emoții se produce această energie de optimism în jurul a unei persoane sau în jurul unui eveniment. După cum spuneam, continuă cartea. Această carte în etalare reprezintă o fată tânără din familie, o relație la început de drum sau chiar un bebeluș, pentru că bebelușul reprezintă o energie foarte, foarte, foarte tânără, da? Deci, fiecare veți ști cum stă situația la voi și puteți, în funcție de acest lucru, să vă dați seama cu care din mesaje rezonați și care se aplică situației voastre. Dacă simțiți că rezonați, urmați-le sfaturile acestor recomandări. Dacă nu, lăsați-le deoparte, nu sunt pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru interes, pentru comentarii, dragii mei. Vă doresc o zi de luni minunată, cu multe binecuvântări. Nu uitați să fiți mai blânzi unii cu ceilalți, să vă iubiți mai mult și până data viitoare, dragii mei, numai bine!